Vrei să scapi de kilogramele în plus, dar nu îți place să ții un regim strict? Îți dăm noi o veste bună. Potrivit cercetătorilor, poți să arzi multe calorii în timp ce urmărești filme de groază. Dacă ți-ai propus să slăbești, însă ai cedat tentației și tocmai ai mâncat o ciocolată, pornește televizorul. Cercetătorii de la Universitatea Westminster din Londra au descoperit că există o legătură între filmele de groază pe care le vizionezi și arderea de calorii. Iată cum explică experții. În cadrul studiului s-a aflat că un film de groază care durează 90 de minute poate să ardă aproximativ 113 calorii, aceleași calorii care se pot arde în timpul unei plimbări de 30 de minute. Cercetătorii au descoperit că filmele înfricoșătoare cresc ritmul cardiac și astfel se arci caloriile. Pe măsură ce pulsul accelerează și sângele pompează în jurul corpului mai repede, iar corpul se confruntă cu o creștere a adrenalinei. Acest val de adrenalină descărcat în scurte momente de stres minimizează apetitul și crește rata metabolică bazală, ceea ce duce la o pierdere mai mare de calorii, a spus unul dintre autorii studiului. Filmele de groază care ard cele mai multe calorii. Persoanele cercetate în cadrul studiului menționat au ars în jur de 113 calorii, însă există unele filme care cresc rapid ritmul cardiac și te pot ajuta să pierzi mai mult decât atât. De pildă, The Shining, 183 de calorii, Jaws, 161 de calorii și The Exorcist, 158 de calorii. Dar dacă aceste pelicule sunt prea înfricoșătoare pentru tine, poți să optezi pentru filme precum Paranormal Activity, 111 calorii, The Blair Witch Project, 105 calorii și Masacrul din Texas, 107 calorii. În cele din urmă, reține că această cercetare s-a bazat pe numărul de calorii pe care îl poți arde, așa că dacă îți dorești să scapi de kilogramele în plus, îți sugerăm să eviți asocierea filmelor cu consumul de gustări dulci, floricele de porumb și cu sucurile carbogazoase. Relatează click pentru femei.ro.